Bun găsit pe scara cuvintelor! Printre noi, părinții, circulă într-o anumită etapă a vieții o întrebare. La ce vârstă ar trebui să-i fac cunoștință copilului meu cu textul biblic și ce părți din acesta ar trebui să-i prezint astfel încât să prindă drag de el, de text, fără a trece prin vreun șoc sau, și mai rău, fără a deveni disprețuitor la adresa lui. Căci, într-adevăr, a aduce în fața unui copil scenele prea brutale sau prea delicate din scripturile sfinte poate fi un gest periculos. Dar nu este numai atât. Textul biblic abundă de lacune literar vorbind, și asta fiindcă, de foarte multe ori, narațiunea, atunci când este o narațiune, este redată printr-o lentilă teologică. Cu alte cuvinte, pe autor nu pare să intereseze foarte multe detalii domestice, foarte multe elemente de gestică, de topică, de retorică, dialoguri, viața intimă a unor personaje, gândurile lor sau sentimentele lor. Autorii textelor, se vede clar asta, nu sunt omniscienți, ci sunt călăuziți, ghidați de un autor omniscient. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Altfel spus, ceea ce este scris în ea contează în ochii lui Dumnezeu într-o măsură maximală. Iar ceea ce nu este spus, nu este spus fie pentru că nu este important ca noi să știm, fie pentru că nu ne-ar ajuta, ci din potrivă ne-ar încurca, fie pentru că ceea ce nu este spus se ascunde în alte texte din Scriptură care, odată descălcite, devin chei hermeneutice importante. Din acest motiv, a încerca să povestești Biblia pe înțelesul copiilor este, cred, o misiune incredibil de grea. Eu, personal, nu sunt în stare să o fac. Îmi lipsește acea sensibilitate atât de necesară în procesul transformării unui text pentru adulți într-un text pentru copii. De pildă, nu știu cum să-i povestesc unui copil o scenă cutremurătoare, traumatizantă sau una foarte delicată, care, pus în termen nefericiți, iar putea trezi o curiozitate inadecvată vârstei. Gusti Rațiu însă știe. Știe pentru că este beneficiarul unui astfel de talent. Soț, tată și bunic, Gusti Rațiu este și pastor al Bisericii Făclia din Cluj-Napoca așadar cuvântul lui Dumnezeu nu este deloc străin pa din potrivă Domnia s-a publicat în 2014 volumul întâi al cărții În căutarea lui Shiloh la editura Rizoprind subintitulată Până în sclavie iar anul acesta în 2015 ne-a surprins cu apariția volumului al doilea la aceeași editură purtând subtitlul Prin misterul stâncii dacă în primul volum autorul ne poartă prin cartea a întâi a Bibliei, prin Geneza, în acest din urmă volum facem cunoștință cu Moise și îl urmăm prin istorie până în capitolul 25 din numeri, mai exact până la scena al cărei protagonist este Balaam. Când am fost invitat să vorbesc despre primul volum, observam două lucruri extrem de importante. În primul rând, Gusti rațiu, nu rescrie Biblia. Termenul de rescriere nu surprinde ceea ce face autorul în aceste două cărți. El oferă mai degrabă o unealtă adecvată pentru ca adresanții săi, micii cititori, să se poată apropia cu drag de Biblie. Spun cu drag, o expresie foarte importantă în acest context. Ca să poți să faci atractiv cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fii tu însuți atras de el. Trebuie, în alte cuvinte, să-l iubești nespus de mult pe avutorul acestui cuvânt. Și pe de altă parte, trebuie să știi să te apropii de mici cititori, să știi să te cobori la nivelul lor sau poate să urci acolo. În tot cazul, trebuie să iubești atât pe verticală cât și pe orizontală. În al doilea rând, Gusti raciu transpiră atunci când scrie. El vrea să facă literatură. O iubește, o simte și o vrea în viața lui. Găsesc în cărțile lui nevoia viscerală, venită din înăuntru, după frumos, nevoia de a da ceva bun sau foarte bun, atunci când este vorba de așezarea cuvintelor în pagină, de sunetul lor, de relația lor sintactică. Am spus când am vorbit despre primul volum că Gusti Rațiu este un scriitor formabil, perfectibil. Volumul al doilea o dovedește. Cum? E bine, în primul rând, autorul și-a închegat textul cu un light motiv. O excelentă strategie atunci când vrei să-l faci puternic, adică memorabil. Crăpătura în stâncă sau rana stâncii asociată cu Hristos, izvor de viață și protecție în fața judecății lui Dumnezeu, revine pe parcursul narațiunii. Ea îl prefigurează pe șilo și devine o lentilă hermeneutică prin care cititorul atent poate privi de la începutul până la sfârșitul textului biblic. În al doilea rând, textul mi se pare mai așezat, textul mi se pare un pic mai matur. Am avut senzația clară că unele stângăcii de care s-a potignit autorul în primul volum au dispărut. Și totuși, iar aici voi intra pe un teritoriu mai critic, poate greu digerabil, rămân detaliile acelea aproape insesizabile, care pot face textul să nu sune cum trebuie. Mă refer la schimbarea prea frecventă a timpurilor verbale, la ușorul patetism care, deși este necesar, folosit în cantități mari, poate da o senzație de dulceag, de prea mult. O altă problemă este alunecarea în poezie, mai ales atunci când, prin comparații atipice, sau prin abundența unor figuri de stil, autorul vrea să evidențieze ceva, vrea să valorizeze ceva și devine ușor patetic. Bună oară fraza, toate povestirile mele sunt culese din multa mea împlinire pe care am găsit-o răsfoind aceste file de argint. Este parcă desprinsă dintr-un bas de început de secol 20. Astăzi, felul acesta de a vorbi ar putea fi considerat de unii cititori un pic ridicol un pic inadecvat. Cu cât este mai frust, mai curat, mai cursiv, sau chiar mai repezit dacă trebuie, cu atât textul de proză este mai puternic, mai influent, mai mișcător. De altfel, unele narațiuni biblice nici nu funcționează cu instrumente poetice. Aș mai reproșa prea multă teatralitate gestuală sau dialogală. Personajele par a fi așezate pe o scenă și puse să se miște sau să vorbească, parcă pentru a impresiona într-o cât mai mare măsură. În acest sens, ele par a fi niște marionete fără viață, folosite de autor. De fapt, într-o astfel de carte, care se vrea o formă de literaturizare a textului biblic, prezența autorială, vocală sau intențională ar trebui să lipsească. Excepție, făcând fragmentele introductive sau concluzive în care această voce a autorului este necesară, ea identificându-se de fapt cu cititorul părinte. Dincolo de astfel de neajunsuri care țin de detaliile firoscoase ale literaturii, cartea lui Gusti Rațiu este remarcabilă. Ba, din ce a spus fetița mea, a ajuns să fie printre cele mai populare cărți în domeniul literaturii religioase pentru copii. Sunt convins că excelentele ilustrații realizate de Corina Sidonia Rus, profesoara de pictură și de fica acesteia Miriam Rus, contribuie și ele la această popularitate lucrativă, benefică pentru textul biblic, tot mai dosit, tot mai puțin accesat, tot mai răstălmăcit. Rămânând pe același teren, al copilăriei și al cărților pentru copii, aș dori să vă prezint o carte surprinzătoare despre a cărei apariție editorială, în afara celor care s-au implicat în realizarea ei, nu a știut nimeni nimic până de curând. Se numește 10 cântecele pentru 10 degețele, cu subtitlul Cântece mici pentru copii mari. A apărut la editura Rizoprint în 2014 și adună 10 aranjamente pentru pian realizate de regretata Anca Ciora, o pianistă și o compozitoare pe cât de talentată, pe atât de modestă. De altfel, cartea și DVD-ul cu care vine și care conține filmări realizate cu câțiva ani în urmă apar, iată, la câteva luni bune după moartea ei. Susan Stroshine, una dintre persoanele implicate în acest eveniment editorial mi-a scris câteva cuvinte atât despre carte, cât și despre autoarea ei și aș vrea să le citesc în continuare. Atât biserica din Iris Cluj-Napoca, cât și întreaga frățietate creștină românească a pierdut un muzician și un slujitor creativ și talentat în 2015, când Anca Ciora a plecat la Domnul. Înainte de moartea ei, a terminat o carte cu partituri pentru pian, 10 cântecele pentru 10 degețele, care oferă copiilor o împrospătare a cântărilor cunoscute și mult îndrăgite de ei la biserică. Veți găsi prelucrări gingașe pentru pian la două sau patru mâini, cum sunt Iisus pe copiii iubește, cine a creat stelele pe cer, Iisus iubește pe fiecare și altele. DVD-ul inclus conține cântările din carte interpretate de corul Raze de Cer al Bisericii Baptiste Iris Cluj. Deși cartea se adresează celor care învață să cânte la pian, DVD-ul este pentru toți copiii. Așa că frățiorii mai mici ai pianistului se vor bucura la fel de mult de DVD și de desenele din carte. Când Anca a început proiectul acesta, scrie în continuare Susan Stroshine, nimeni nu s-ar fi gândit că va fi ultimul proiect de amploare ea fiind o persoană plină de idei pentru a sprijini biserica în laudele Domnului. În mod special, este o bucurie să avem înregistrat pe acest DVD sunetul corului ei, ca țintră pentru cei care lucrează cu copiii. Vă amintiți că Anca a inițiat Continental România și mulți ani a fost dirijoarea acestui cor, în ultimii ani, corul ei de copii a cântat și în acest proiect, și în proiectul Iubilate, Lumină pe cărarea mea. Cartea, ne spune mai departe Susan, reflectă personalitatea Ancăi, ca al Domnului, muzician, dascăl, artist. Și a dorit să oferă copiilor piesele învățate la școala dominicală într-o formă inedită și totodată provocatoare. În 10 cântecele vedem căutarea ei pentru frumos, de asemenea, ilustrațiile create de Iliana Surducan vă vor încânta. Vizionarea DVD-ului este o plăcere datorită creativității și calității lui. Poate ar fi bine să vă spun și intențiile ancăi, iar aici Susan citează din prefață. Cărticica aceasta se vrea a fi o încurajare și o provocare pentru toți copiii care probabil că studiază cu sârg partituri de Mozart, Bach, și care tresar bucuroș când sub degețelele lor se înfiripă câte un cântecel cunoscut de ei. Sperăm ca, după descifrarea acestor cântecele cunoscute, dragi copii sârguincioși, să aveți curajul să-i adunați în jurul pianului și să-i acompaniați pe prietenii voștri de la școala dominicală sau corul de copii, semnat Anca Ciora. Ca întreg, conchide Susan, Cartea exprimă dragostea Ancăi pentru Dumnezeu, pentru copii și pentru creșterea lor în iubirea pentru El. Cartea cu DVD-ul inclus este disponibilă la Fundația Iubilate pe site-ul www.jubilate.ro.